Am o nelămurire cu religia. Este, nu știu, e o incertitudine. Și am zis, ca să mă lămuresc, mă duc la sursă, citesc direct Biblia. Și mă lămuresc singur. N-am putut să citesc Biblia. N-am reușit să trec în Biblie de prima parte în care Dumnezeu face lumea în 7 zile. În 6 zile, că în 7-a se odihnește, că n-a. Oricât de atât puternic ești, obosești un pic. E dita mai lumea de făcut. Mă ferentariu ăla câte blocuri sunt. E mult, înțeleg. E mult. Dar m-a deranjat foarte tare. Eu sunt foarte organizat, foarte meticulos ca persoană. M-a deranjat extrem de tare cât de prost și-a organizat proiectul ăsta cu lumea. 6 zile la dispoziție să faci toate lucrurile care există. Să le pui pe toate pe pământ unde sunt, să le dai nume la toate în 6 zile doar. Toate lucrurile. Prima zi din 6 s-a trezit luni dimineață până la 9. A făcut lumina. Era 9:01. S-a zis, azi gata. Azi gata. Mai e timp până sâmbătă, câte să mai fie de făcut. Mai sunt așa multe. Trebuie să începi, asta e important. E important să începi. Am început, treaba bine începută, e jumătate făcută. E, asta e. S-a băgat să aducă la loc. Am mai făcut niște draperii, probabil, că tocmai am făcut să lumină ca prostul. Și eu urlam la carte, mai fă ceva de azi, nu le lăsa până mâine. Fă eclere și fă porumbei de pentru macara. Fă ceva de azi! Că sunt multe de făcut până sâmbătă. S-o grămadă de... Animalele le-a făcut toate sâmbătă, dacă nu știu. Ultima zi, toate animale. Știți câte animale sunt? Cel puțin 8. Toate animale pe ultima zi. Eu n-am văzut proiect mai românesc decât lumea. Efectiv, tot lucru ultima zi, luni dimineață la 9:05, nu mai era nimeni pe șantier. Toată lumea a plecat acasă. Că putea să le facă, aia m-a scos din minți. Toate lucrurile putea să le facă din timp. Că nu și l-a făcut el. Nu trebuia decât să zică să fie lucrurile. Atât trebuia. Că și lumina aia n-a făcut-o el. A zis să fie lumină. Cineva a făcut lumina. Erau niște zilieri care munceau la lumina aia. Că nu s-a făcut singură. A venit să dea indicații. Să fie lumină. Și toți erau, ok, câtă lumină. Lumina și întuneric. Că e lumină când întuneric. Ok, dar câtă lumină, câtă... O dăm pe jumate, cel mai simplu? Câtă lumină, atâta întuneric. E cel mai simplu. O facem așa. Parcă ar fi mai interesant dacă n-ar fi egal. Dacă ar varia mereu, să varieze mereu câtă lumină, câtă întuneric. Toate animalele în ultima zi, nici măcar nu vorbesc de animale exotice. Aici, la noi, cai. Numai cai cât ți-ai de făcut. Nici nu știu aia ce e un cal când te-a pus să faci cai. Să fie un cal. Ok, ce e aia? Am vorbit despre asta. Fiecare animal trebuie să vină cu instrucțiuni. Ce e aia cal? Câine avem? Da, câine am făcut. Câine e gata. Ca un câine, dar mai lungi toate la cal. Toate? Mm-hmm. Ok, alte animale? Altceva? Tot un cal cu dungi. Cu dungi albe și negre. Ok, câte? Una, două dungi? Nu, multe dungi. Ok, dar mă gândeam alte animale, altfel de animale. Încă un cal cu coarne. Am avea niște întrebări aici. Ar fi prima întrebare. Prima întrebare ar fi ce s-a alea coarne. Ca unghii da în cap. Oh.
Și a doua întrebare, cam câte coarne? Aprox. Hai să facem așa, hai să facem unul cu multe coarne, unul cu un singur corn. Vedem ce-mi place, vedem ce păstrăm. Multe coarne peste tot, coarne pe coarne. Nu, doar în cap, doar două coarne. Două sau multe? Două în care copaci am făcut, da. Așa. Ok, alte... E 9:15, poate ne grăbim un pic cu animalele astea, să ajungem și noi acasă seara asta, poate altfel de animale? Tot un cal galben înalt, nu înalt, doar capul să fie sus. Cât de sus? Sus! Altfel de animale? Un cal... mic! Câinele? Nu, asta e cal tot timpul. De când apare până dispare e cal, dar e mic. Așa se și cheamă, micul cal. Bun, dar ați făcut cerul, ați făcut pământul, ați făcut apa, sunt atâtea locuri să punem animale, să ne grăbim cu animale astea un pic. În ocean, un căluț. Eu nu cred că a terminat animalele sâmbătă seara, dacă mă întrebați pe mine. Cred că pe la 11 jumate a zis, eu mă bag la un Netflix, vă descurcați, el și-a păștea să termine animalele. De-aia avem ornitorinc. Și aia e ornitor. Ce s-a făcut cu ce de ieșit ornitorinc? S-au luat ăștia la ceartă, aia s-a întâmplat. Era 12 noapte și unul a zis, eu mai vreau o rață. Și altul a zis, da, dar îi punem blană lui asta. Oameni dragi, vă mulțumesc foarte mult, ați ascultat, ați fost minunați.